Bine v-am găsit, stimați telespectatori, invitatul meu e o vedetă a televiziunilor pentru că este des invitat. E vorba de domnul doctor Mohammad Morad. Bună seara, domnule. Bună seara și mulțumesc de invitație. Hai să ne lămurim. Doctor, ați vezi doctoratul sau sunteți doctor? Nu, până în 90 știți că doctor însemna medic. Da. Noi, de fapt, diploma care avem, eram doctor Mohammad Morad. Da. Am înțeles că el trebuie să schimbat, că înseamnă doctoratul. Dar medicul era echivalent doctoratul. Că era, știți că e cea mai lungă, era 6 ani de zile medicină, ca și acum. Și este aici o mare discuție între medic sau doctor. De fapt, sunt medic, dacă acum, cum e pe noi vremuri, este vorba de un medic. Am făcut specializare și la neurologie, dar n-am făcut doctoratul. Da, nu v-a tentat doctoratul, că era așa de ușor de obținut? Nu cred în prea multe diplome, să știți. Mai mult cred în pregătire personală, că nu poți să te minți pe tine, să crezi că ești ceva și nu ești acea ceva. N-am mai avut timp așa și în fiecare zi credem că eu să am timp în viitor. M-aș fi bucurat să fac și dreptul, că am început dreptul, am făcut 2 ani de drept, după care n-am mai putut continua, că n-am fost timp suficient. Dar cum caracterizați boala asta care a fost la un moment dat în România printre politicieni să aibă doctorat? Cred că este iluzie sau e un lucru care vrei să n-aș vrea vorbi foarte mai puțin plăcut, dar mult mai puțin contează ce hârtie ai în spate decât ce ai în cap și ce ai făcut, ce fapte ai făcut în viață. Această boală cred că este o chestie în care tocmai ca să ai un CV cât se poate de pufos. Și asta este de fapt problema noastră la nivel european, că noi la noi ne place foarte mult hârtii, cât mai multe și cât mai multe. Cu toate că concluzia care am ajuns la ea este faptul că nu mai citește nimeni mult. Citește puțin și concret. Da. Vreau să mă lămurim să nu greșesc. Mohammad sau Mohammad, care ar fi greșeală? E aceeași lucru. E același, deci. E aceeași. Mohammad, depinde de... Cred că Mohammad e francezii spuneau și Mohammad englez. Este numele mic. Da, numele mic. Și are vreo legătură cu cineva da. Din Coran? E normal, că Mohammed, profetul Mohammed. Deci, nu-i spuneți Mohammed? Da, Mohammed este, de fapt, este cel mai răspândit nume da, nivel poate, mondial. Care poate fi Mohammad. E așași. Aha, am înțeles. Da, păi da, de ce la unii Mohammed și la alții este? Cred că, cum a avut chef să scrie cel care m-a scris prima dată. Da, am înțeles. Dar Mohammed este primul, este numele care e cel mai răspândit mondial. Este un nume al profetul Mohammed și care în toate limbile există, față de alte religii. Limba arabă a rămas, religia islamică a rămas doar să facă regășim în limba arabă. Deci n-ai voie, dacă ești musliman, să citești Coranul în limba franceză sau engleză sau română sau chineză. Trebuie să citești Coranul în limba Coranului, care este limba arabă. Iar Mohammed este cel mai răspândit nume. Sunteți din Liban. Murad, cred că n-a fost și un sultan turc. Da, Murad e o familie foarte veche. Există în toate țările aproape din Orient. Da. În Turcia, în Egipt, Tunisia, în toate țările. În Maroc sunt foarte mulți. De fapt, povestea lui Murad e veche, are peste 1400 de ani, în care cel care a contribuit la ridicarea Mecca a fost Murad. Și că, dacă nu mai încerc... Era fiul lui Osman. Nu, acolo ulterior. Da, da, așa pun. În 1200 cu Osman a fost. Și un Murad a fost parcă fiul lui Osman. Nu, Murad a fost în anii... cam 600 după nașterea lui Iisus. Adică din primii, care a fost lângă... Dar tot Murad, care cel care a ars Mecca,
adică în aceeași Moradei. E o familie foarte, foarte veche. Sunteți de credință musulmană? Da. Activ? Religie. Nu știu cum să zic, activ sau nu, dar respect. Trei lucruri care le vei respecta întotdeauna în viața mea. Naționalitate care niciodată nu poți să o ștergi, religie, în care ai moștenit de la părinții și respect și mai departe și o asum, și trei numele care s-au dat părinții. Cele trei, cred că nu mă aparține ca să le comentez. Așa l-am primit, așa... Religia este, de fapt, este o relație intimă între tine cu cel de sus. În fiecare dintre noi o înțelege cum dorește. Ținta numărul unu este să fii o persoană capabilă și valabilă să faci lucruri frumoase în comunitatea care trăiești, indiferent ce religie. Și dacă ne uităm la religie musulmană sau creștină în special, au multe lucruri care abordări și chiar ținte sunt aceeași, în care să fii om bun cu suflet curat. Eu fac diferența. La mine în dormitor este și Coranul, este și crucea. Și Biblia, adică nu... Am aici întrebările, ca de obicei, dar rămați... Știu că sunteți și un om care meditează. V-ați întrebat vreodată de ce nu mai sunt arabi ca pe vremea califatelor? Și Harun al-Rashid, cum de erau... Pentru mine rămâne un mare mister. Cum de... A căzut? Da. Răspunsul este da. Așa a fost cu toate imperiile în istorie. Și cu cele prezente va fi. Întotdeauna există, vă zic că toate imperiile astea seamănă cu omul. Se naște, ajunge tiner, puternic, cu foarte multă putere, după care se îmbătrânește și dispare încet de încet, apărând altul. Este o regulă care poate să dureze 100 de ani și 2 și 3 și 400 de ani. Acum, noi, lumea arabă a avut un mare dezavantaj. Că a fost așa descoperire de petrol și de resurse naturale în care cei care, și în special aici, nu acuz, dar spun că englezii au fost primii care s-au gândit din 1900 cum să aplică un tratament cât se poate de în favoarea lor în zonele noastre. Și, din păcate, noi am mers pe acest tren în care am pierdut tot ce se poate pierde. Și nu v-ați unit. Asta e o problemă. Asta cu unirea e complicat pentru că, repet, cele care au putere, întotdeauna sunt atenți că orice unire înseamnă că putere în plus și nu e în regulă să se întâmple acest lucru. Mai e un lucru foarte interesant, de exemplu, tot timpul am dat mesaje că religia este o variantă foarte ok pentru societățile noastre. Încât în 2006-2007 a ieșit Coranul pe locul 1 la nivel, în special în Statele Unite, că e cea mai interesantă carte. Dar e greu să putem spune că se poate pune în aplicare. Deci e nevoie de niște ajustări. Adaptări la de astăzi. Am aici o CV al noastră, prezint pe scurt că noastră sunteți în esen. Deci data nașterii 9-9-1960, la mine un interviu de personalitate. Da. Naționalitate română, origine libaneză, v-ați născut în Liban, sunteți medic și apoi om de afaceri cu mari și spectaculoase investiții în domeniul Horeca, nu le mai prezint pe toate, să vă întreb eu, fac un salt și o să vă întreb, am aici ultima știre, ați devenit copreședinte ALDE, era să leșim. În primul rând că vă știam că erați la PER, ia explicați-mi și mie. Să facem, da, să zic, pentru prima dată când discutăm. Atât de greu am putut să iau această decizie, foarte greu, foarte complicat, pentru că nu-mi doresc acest lucru și chiar nu apreciez oamenii care fac, se schimbă azi pe mâine. Eu am intrat în PER fără să fac foarte multe analize. Am intrat pentru că am considerat că este momentul în care încep să dau înapoi
toată experiența care am acumulat-o și să sprijin niște, în special mediul de afaceri sau oameni care au nevoie să vin cu ajutor, cu experiență, cu ajutor financiar și altele. Crezând că putem face un partid de elite în care să poată să transmite mesajul și să fie scopul numărul unu este România. Pentru că cu toți comentam de afară. Toți sunt hoți, toți nu se poate, toți cu tare. Și am zis, domnule, hai să intru înăuntru să văd cum stau lucrurile. La PER am întâlnit oameni de valoare și oameni care sunt politicieni ca mulți alți. Eu aș vrea altceva. Adică aș vrea să existe și chimie și un scopul comune. Eu sunt o persoană care astăzi nu am țintă nici partea financiară, nici funcție, că l-am avut în viața asta și nu sunt o persoană care chiar mă bucură scaunele rotile. Și vreau să fac, să tragem pe o direcție în care să venim cu o soluție, nu să doar să o comentăm din trotuar sau de la camerele de birouri. Din păcate, nu am avut chimie acolo și chiar am întrebat pe un prieten foarte bun, care îl consider că e un ziarist deștept, așa, și am întrebat, deci, mi se pare, cum să mă duc dintr-un partid în altul? Și, păi, consider că tu ești un mare fotbalist, cum Landu sau așa, și m-ai schimbat echipa, că nu a mers, știi? Zic, chiar îmi pare rău și n-am avut nicio discuție așa urâte acolo. I-am exprimat de ce îmi dau demisie. Deci ați plecat de acolo, că era informația că n-ați plecat, că sunteți bigam politic. Am plecat, am dat demisie, am plecat, am explicat. Aș vrea să fiu în partid. Eu sunt o persoană care am fost în partid. De la vârsta de 15 ani am activat în Partidul Socialist Libanez. Acum întreb. De asta voiam să vă întreb ce v-a apucat, că sunteți unde aveți origine, da, de stânga. Am activat 10 ani de zile acolo și era un partid. Da? Adică, domnule, era ședințe, deciziile se luau cu toți. Asta e o știre, ați fost în Partidul Socialist Libanez de mic. Da, de mic, da. De la 15 ani, chiar așa. Și cel mai interesant lucru, până unde erau convingerile noastre, eram mai mulți, chiar în România după aia, membri ai Partidului Socialist care vine libanez, da. Eram în România și tata îmi trimitea, zice, pe lună $800 pentru cheltuieli. Și eu cedam din $150 pentru partid, că avea cheltuieli. Da. Adică nu era un tiner care căutam să mă duc prin restaurante sau... Eu, prima oară când am urcat într-un taxi, eram în anul 3 la facultate. Până atunci era tramvai, trolebuz, autobuz. Deci, cunosc ce înseamnă viața unui partid. Partid înseamnă mult mai puțin decât acest lider care decide. Aici e vorba de un număr de persoane care vin, care niciunul nu e plătit. Cu toți avem scop comun, iar consumatorii numărul unu sunt oameni. Deci, noi trebuie să facem ceva pentru oameni. Venim cu o soluție. Sunt oameni intelectuali care au timp să discute, pentru că partid înseamnă că trebuie să ai timp și gratis. Și să oferi soluție. Și atunci aș vrea să așa. De ce ALDE? ALDE pentru că pe domnul Văzgăneanu cunosc foarte de mult timp. Pe domnul Tereceanu am avut o relație și cu această ocazie îi mulțumesc pentru un lucru important. Când era prim-ministru, l-am cunoscut chiar în ziua când a fost desemnat. Întâmplător. Și ulterior ne-am întâlnit. Și ne-am întrebat de o chestie care era atunci unitație, zic, domnul prim-ministru, mă gândeam să fac niște case pentru mobile și mi-a dat un sfat în care pentru mine a fost o chestie foarte interesantă și am ținut cont de ea, niciodată, deci doctore, niciodată să nu faci afaceri cu statul. Și eu n-am mai făcut, adică n-am făcut nici atunci. Și dacă uitați acum, eu n-am contracte cu statul, nu am relații cu statul pe financiare, pentru că tot timpul apar semne de întrebare. Și atunci mai bine să te liniștit. Și acum am văzut, sunteți, domnul Tereceanu știe că sunteți trei copreședinți, spuneți-mi ceva despre... Deci, eu am încredere în ALDE. Da, deci ALDE, deci eu, exemplu, am exprimat că dorința mea de a fi un simplu membru și ulterior pot să ajung într-o funcție.
Și dorința cei de acolo a fost, este că hai să facem echipa în trei, ca să nu vadă că avem miza, e miza noastră cine e șeful sau cine e președinte cum e în România. Încât și putem lăsa locuri deschise, încât dacă mai apar alți oameni capabili să, și cu experiență în spate, să putem lărgi această echipă, încât să lucrăm în echipă. Eu nu neapărat și recunosc faptul că nu pot să spun că pe mine la ora asta mă interesează foarte mult valori liberale, că am fost socialist și recunosc acest lucru. Mă rog, partidul la ecologist era cam de stâng, așa. Nu era nimic. Am înțeles. Era acum partea asta de viziune politică în România la ora asta este, vine pe locul 2. La ora asta ai nevoie de, sunt probleme curente care trebuie soluții la ele. Când vorbim de ideologie, când, de exemplu, aproape 40% din casele în România au WC-ul în curte. Ce vorbim? Da, sau pensie 200 de euro, pensiile și vine întreținere 100 de euro. Deci până atunci avem nevoie de alte urgențe. Suntem la 112. De a fi un om politic, trebuie să știi că ești un medic de gardă care răspunde la 112. Dar, din păcate, opinia personală este că toată clasa politică, așa, care a activat până acum, dacă mă întrebi pe mine, trebuie să asumă un eșec. Eșec total. Faptul că România a pierdut din 90 până acum mult din capitalul care l-a avut. Adică care e diferența între lumea arabă și România? Eu nu văd nicio diferență. Mai au pierdut petrol pe nimicuri, pe niște jocuri, da, așa, și cu sânge poate. România fără sânge, dar a pierdut averea. Toate averele române au fost pierdute din... De ce? Incompetența niște persoane care sunt în altă funcție. Pentru că eu, ca să am relație foarte ok cu X, n-aș vrea să numesc pe francezi sau turci sau arabi, nu contează cine sau americane, trebuie să semnezi contracte. În defavoarea cui semnezi contracte? În defavoarea România. Înseamnă cu alt cuvânt, eu dau șpagă pentru funcții care eu am. A, interesant, e bun, nu m-am gândit la asta, că de fapt aceste contracte sunt șpagă ca să te țină în funcție. Că spun că ești mai bun. Da, corect, e bun. Chiar asta e o observație interesantă, nu m-am gândit. Deci, că nu atât șpagă ca să-ți dea bani, ci ca să rămâi în funcție. Șef, în funcție, da. Păi și uitați, și cât de câte ori. Nu vreau să încep să spun povestea așa reală din România, unde am avut într-un loc sau altul un ambasador și la recomandare unei ambasador de la noi, că ăla e băiat bun și îl păstrat și pac l-am pus ministru de externă și multe altele. Deci, din păcate, România, deci, asta este problema în istorie. O persoană care e în stare, face dintr-o țară care fără speranță face o națiune puternică. Și o națiune puternică, dacă ajung oameni care nu pot să scoată un lider, întreaga națiune scoate un lider adevărat, ajunge o țară chinuită, până la ultimul cetățean. Da, spuneți-mi, ca investitor, ALDE are bază materială? Adică mai sunt membri de partid, adică e o investiție, să vorbim în termeni capitaliști. Da. Pentru un politician care vrea să e o investiție? Știți că e foarte important că nu plec de la zero. Da. Chiar am întâlnit și eu în congres care nu i-am mai întâlnit. Pe partea știam, pe partea știam din partide și din altele. Ce m-a plăcut la ei e un lucru foarte interesant, care am și spus. Între a alege putere, te duci într-o funcție în care alți au muncit până să ajungă acolo și alege muncă, eu am ales muncă. Pentru că puteai să te duci într-o conjunctură să fii ministru din partea PSD sau PNL sau... Nu, am ales în care acest lucru să fie făcut cu munca mea. Și acolo am întâlnit și oameni foarte dezinteresat, probabil, pe latura personală, că nu mai au nimic, ALDE nu mai are. Nu mai au funcție, nu da, mai e bună, dar și atunci așa. Cel care vine... Și atunci acolo a rămas cei curați. Cei pur curați. În care, de fapt, ei sunt persoane care, la ora asta, nu fac absolut, nu gândesc că vom fi la putere. Poate da, poate nu, dar muncesc. E mult mai bine decât alt partid care este la putere și care are foarte multe grupuri mici și mai mari și așa, și țin de ce funcții luăm.
Multe vreme a fost discuție că sunt, am o relație cu, cu Simion. Da, exact. Vreau să vă ați anticipat întrebare. Dana Budeanu mi-a trimis un mesaj aflând că este și vă întrebe, v-ați certat cu George Simion? Ce a fost acolo? Că, uitați. Nu, George Simion, exemplu, este o persoană care încearcă să devine politician. Are nevoie de... Politician? Da. Nu e? Încearcă să devină, a zis un verb. Da. De ce? Explicați. Pentru că o persoană care nu are o linie foarte cap-coada, nu există 1000 de analfabeți, există Z, nu? Da. El are nevoie acum de niște oameni credibili lângă el, în care se simte că capitolul doar vorbele se încheie într-un moment sau altul. Și are nevoie să se așeze după aia pe niște oameni, pentru că, ca și în presa, politica are nevoie de două momente. Primul moment este emoție care se creează și aici a creat George Simion emoție, dar acea emoție, ca să aibă valoare, trebuie să se așeze pe niște substanță. Și acolo e problema, în aur. Că n-au substanță. A, deci s-au bazat pe emoție și acum trebuie să treacă la substanță. Trebuie să vă faceți analiz politic. Nu sunteți bun, chiar nu m-am gândit la asta. Cam așa era și observația mea, că da, am mers pe emoții, dar a venit momentul de construire. Și dumneavoastră și ați încercat să... Nu, n-am încercat absolut nimic. Spuneți-mi ceva pe această istorie. Eu, pentru mine, a fost o chestie care am... chiar m-am întâlnit cu Dragnea într-un moment, într-o zi. Pentru mine, eu sunt o persoană ca și dumneavoastră, să știți. Vreau să fiu informat. Da. Da? Și m-a făcut mare plăcere să, să stau cu George Simion, să înțeleg cum face, cum gândește, ce fel de om e. Probabil dacă mă convingea, exemplu, pe mine, nici măcar n-a încercat. Că am spus de la început că nu suntem de deci, feliți. Deci a o discuție ca să stabilim. Nici măcar nicio discuție n-a fost. Nici o secundă. Păi dar era la un moment dat circula că gata și sunteți în aur. Nu există. Deci, care e informația care s-a dat și de ce e falsă? Deci cu George Simion nici o secundă n-a fost discuție de a să mă duc eu în aur. A fost discuție de o construcție care cuprinde mai multe persoane și mai multe partide ca să fie alternativa la actuala putere. În continuare, nu sunt împotriva acest lucru, de aici a plecat și pe către alte proiecte. Și să știți că țin cont, domnul Simion, și de opinia mea, nu avem nimic în construcție, momentan. E un subiect care, micuț, care nu are legătură cu politica, nu? Și care nu are niciun legătură și am discutat un pic și acolo am rămas eu așa un pic cu semn de întrebare dacă fac sau nu fac acest lucru. Construcția, deci, e ca o construcție... să recapitulez, era vorba nu de a intra în aur, ci era vorba de o construcție din care se facă parte și aur, dar deocamdată a rămas numai cu era vorba, nu-i așa? Da, era vorba, era și vorba și de alte proiecte, chiar în presa și n-am dat curs acest lucru. Nu, dar este aur, este, vedeți, diferit de alți. Aur, la ora asta, reprezintă 10%, 15%, 18%. Pentru mine înseamnă că din 5 români, unul este cu aur. Eu sunt obligat să respect că opinia lui, că e cu mine, că e împotriva mea. Eu nu sunt o persoană care spune... Cum, nu sunt de acord nici cu domnul președinte când spune de, cum spunea, de ciuma roșie de PSD. Nu e normal să jecnești o treime din popor român. Nu sunt de acord. Da. Ideea aia de a generaliza, domnule, asta e opinia mea, dar tu poți să mă convingi altfel. Dar nu e normal să nu respecti oameni. E opinia lor. Până am vorbit și conform Constituției, libera exprimare, că democrație, că atâta și numai declarativ. Nimeni nu are voie să acuze pe unii sau pe alții. Deci asta e opinia mea, asta e viziunea mea și tu trebuie să mă convingi că nu e în regulă. Dar nu mă acuz, ciumă roșie, cuvintele astea nu sunt de politicieni responsabili. Da, deci pe scurt nu v-ați certat cu Simion. Nu m-aș cert cu... Dar de unde a ieșit această știre? Că m-aș certat cu Simion? Că v-ați certat și v-ați certat. Nu, să spuneți că nu v-a convins ceva.
Da, dar ceva, și mai o chestie, e foarte greu să discut cu cineva de la distanțe care, de la nivele un pic crezând în așa diferit. Adică, o persoană care, după sondajele, George Simion a crezut că deja a atins maximul care... Și discutând cu mine, și eram eu la Perș și așa, niciodată a zis, domnule, nu țin cont că ești la Perș, țin cont ca persoană. Cred că, aici pot să-l întreba, mă laudă foarte mult, mă, peste tot. Dar eu niciodată n-am spus lui că am vreo interes cu el. Dar el, cu acea 20% când a apărut în sondaje, sigur că e o persoană care încep să se simte un pic plin de el. Eu sunt foarte ok cu orice persoană, până la ideea de aroganță. El nu e arogant. Nu. Nu e. Este un tip care e ok. E un pic... Nu e hotărât. Are vreo 20, 30, 50 de general pe lângă el, care în fiecare unul spune la oreche ceva, unul spune altceva. Cum fa... Asta este, știți cum e, când vreți să devin un politic, fără să se întâmple așa, apar oameni care, în special, zona aia de da. Cap de carieră și care încep să spună fiecare, ai grijă, vezi că e cu tare. Băi, de ce te bași? Nu e ok, e cu tare. Adică nu, toți vrem noi să schimbăm România, da? Și nu e în regulă ce se întâmplă și toată lumea nemulțumită, 70% nu mai votează, dar dacă vrei să faci tu ceva, păi stai, măi, te vezi afacerile tale, știi? Parcă eu sunt ala care respir bani, mănânc bani, visez bani, nu mi se pare ok. Da. Nu e ok. Asta e bună observația cu generalii care vin, dar ei îți întărești și suspiciunea față de cineva. Ai nu, ei vor să fie de folos. Să arată că sunt de folos. Sunt ăștia în rezervă? Da. Pentru că eu am toată stima. Au trecut prea repede în rezervă, nu-i așa? Până la urmă, nici o persoană de acolo nu trece în rezervă. La mine e un pic conectat de sistem și pentru că... Simt nevoia unui război? Eu respect. Au nevoie de un război, domnul doctor? Eu respect. Ei au nevoie de un război? Nu. De ce? Nu au nevoie de război pentru că... Că ei merge bine și așa. Da, e bun, da. Păi nu, dacă ar fi război, s-ar afirma. Știți cum ei vedeți că aici e un lucru care e așa. Experiența noastră de până în... Acum 10 ani e una și acum e alta. Lumea merge într-o viteză mult mai rapidă. Da. Nu mai putem vorbi de experiențe oamenilor din trecut. Aia nu mai sunt valabile. Ce vreți să vorbim de unde a ajuns lumea? Păi, ții minte că lucrurile atât de rapid... Da. Știți că acum, exemplu, războiul din Ucraina, iranienii alimentează rușii cu... Da, cu drone. Cu unde cu au drone. Făcut drone? Așa bun sunt? După ce a fost asesinat cel din Irak, un liderul lor iranian, cu o dronă, au pus în cap să facă dronă. Și acum, la ora asta, sunt drone care costă 20.000 de dolari și racheta care doboară drona costă 1.000.000. Nu, acum explicați-mi și mie. Cum de-au făcut iranieni și n-au făcut americani? Adică, credeți că un popor ca nostru poate să facă drone? Normal, 1000%. Păi de ce nu facem? Pentru că nu avem noi, încă nu suntem o națiune. E foarte important să avem cultură unei națiuni. Noi la ora asta, cât timp noi exportam capșunare în Spania și ne rugam că să ne scade curentul un leu, nu avem simțul ăla de patriotism, pentru că după 90, românii când vorbesc de patriotism, așa, tineretul de astăzi spune, băi, ești comunist. Da, sau fascist. Da, dar nu e normal. Da, așa este. Deci am nevoie de această energie, acest spirit și de un om responsabil care spune, băi, noi România avem pentru haikul, exemplu, în România, sunt convins că este peste Iran. Turcii au iar alte drone care sunt foarte tare. Da. Deci vedeți că nu mai există lumea aia care vorbim de ea. Există oameni care vorbesc, ori avem națiune, ori avem o casă, o țară anexată la alte țară puternică. Nu mai există prea multe. Dacă chinezii simt că prea puțin să fiu singuri ei și s-au aliat cu rușii și cu Iranul, ce să mai vorbim noi de România? Dar, din păcate, noi, acea fetiță mică care se numește România, în familia europeană, n-a avut nicio pretenție niciodată la nimic. Am zis da pe linie. Și tot timpul am fost
mulțumiți că n-a primit unul sau altul. Și în orice conjunctură n-am dat valoare. Eu încerc să explic la oameni, băi, frate, indiferent cum suntem noi, dar putem să ne dăm valoare, oameni buni. Și acum, de exemplu, lumea vorbește că avem gaz, avem de partea de energie, stăm bine cu 80% din nevoile, dar nimeni nu spune că pe următoarele 3 ani de zile tot gazul românesc e vândut la prețul de nimic. Adică noi cumpărăm acum la prețul mare și gazul României al nostru l-am vândut la prețul mic. Adică tot timpul politicul vorbește, lumea e atentă la subiectele, că a dimensionat Dâncu, că a zis Iohannes de Ciolacu, Ciolacu a zis de Cutare. Nimicuri, sunt știe fumuri aruncate încât oamenii să nu gândească. Da, și pe mine mă preocupă, văd că vă preocupă. Cum s-a ajuns după 90 la această, să zicem, lipsă de demnitatea noastră față de marele puteri, că poți să rămâi demn și dacă ești o țară mai mică. Aici vedeți că nu s-a făcut diferență între oameni care, demnitare care au apărat interesul România, așa cum erau ei, pe postura care erau ei, și nouă generații. Adică dacă vorbea o persoană care așa, ați văzut în presă, în toate presa care a scris, domnule, a fost în Partidul Comunist Român, a fost general la servicii. Păi da, am fost la general la servicii, corect. Da. Dar am apărat interesul România. Un general de servicii era, știu, o poveste foarte frumoasă. Au fost o echipă de 10-15 persoane, în care 2-3 generali, în China, și au făcut o strategie timp de vreo 6 luni de zile ca să poată să ia un ou de curcan. Pentru că noi avem curcanul românesc era de 5-6 kg. Da. Nu care crede 20 de kg. Noi am făcut o strategie, m-a povestit un general, da, în care să fure un ou de curcan ala mare. Da. Și așa am ajuns noi să avem curcanul ala... Da. Deci, vedeți, erau interese România, iar noi am crezut că tot ce a avut statul e împotriva noastră. Încât am spart geamuri la școli, am intrat peste unități, poate de pompieri. Deci am considerat că statul este împotriva noastră, e dușmanul nostru. Și asta este lipsă de cultură, de fapt. Că trebuie normal să lăsăm totul. Exemplu, vă dau un exemplu foarte interesant. Când a fost revoluția din Iran, eu citesc orice, vreau să înțeleg ce e în lumea asta. Când a venit nou Khomeini, da, a zis, domnule, Savakul, care erau servicii secrete iraniene, rămâne în aceste structuri. Și erau puternici. Așa, iar primii 10 oameni care conduceau se dea la o parte. Da, interesant, pentru că la ei chiar a fost poliție politică. A fost. Domnule, a scos conducere, a zis, de acum jucam altfel, că voi sunteți și profesioniști. Da, și că, funcție... că lumea când vorbește, vă spun o chestie, așa între noi acum, dar nu suntem între noi, vă spun după aia mai bine, niște chestii interesante, n-aș vrea să intră în detalii așa. Deci normal trebuia să păstrăm tot ce a fost bun, că era poporul român, nu era al Ceaușescu. Da. Iar tot ce mai puțin bun să le schimbam. Noi am distrus irigație, iaseurile, școlile, deci, domne, statul, nu e, asta nu e democrație. Și asta chiar, iar oameni care au avut experiența, a fost nevoit să dea la o parte ca să nu fie acuzați că a fost activ în PCR-ul. Da, așa. M-am și scris și m-a surprins investiția noastră în Doftana. Chiar am și scris că... Spuneți-mi și mie, nu știu dacă ați povestit până acum, dar eu priceput mă la Doftana, poți să-mi dau seama, ce s-a întâmplat, ați devenit om de cultură, e o afacere? Spuneți-mi ca afacere. Vedeți că, hai să spun că când ajungi la o așa numit saturație financiară, asta fiți convins că începi să faci proiecte care au, care se poate să zic să plutească în piața, dar nu neapărat să aibă foarte mult venitul bani. Da, interesant. Pentru că vă spun acum, indiferent de situație, chiar dacă dumneavoastră acum nu mai primiți niciun ban de la nicăieri, da, niciodată nu veți opri să scriți în continuare.
Da, așa e. Iar ultimul ban care l-aveți o să dați pe un, poate pe un pix. Da. Da. Așa se întâmplă și oameni de afacere. Unii dintre noi, eu n-aș dota, niciodată n-aș opri să iau... Să nu investesc ceva. Da. Să nu investesc nu în, în cultură. Pentru că dacă observați, am luat Lido, era în locul Bucureștiului închis de ani de zi, 10 ani, 15 ani. Și astăzi a luat locul 1 în 2018 ca cel mai elegant hotel. Bun, apropo de Lido, să nu uităm asta cu Doftana. Chiar aveam o întrebare. E un hotel cu tradiție, da? Da. Contează la ora actuală pe plan mondial respectarea, adică vin clienții pentru tradiție sau vin pentru modernitate? Da, să știți că e lucrul care l-am observat și l-am subliniat la mare, în special, pe complexul Amfiteatru Belvedere. Deci nu-mi vine să cred că oameni au plâns în fața mea, spunând că am venit cu inima așa, am auzit că se întâmpla ceva aici, dar am fost de multe ori și am plâns când cum arăta așa complex, în Olimp. Iar acum plâng de bucurie. Deci să zic că nu se poate îngrupa niște amintiri. Dar care este specificul Lido? Lido în istorie. Lido a fost, știți foarte bine, a fost făcut de Angiulescu, care a fost primul ambasador a României în Statele Unite. Și a fost un demnitar celebru. Până au venit cu miniștri în anii 44. Și proveneam dintr-o familie, tot așa vorbim de familie, importante. Cu Moteoru. Da, da. Da, da, și care a fost ministrul educației, care l-a vindecat pe Ionel, Brăteanu, el este, da. Bun, dar care era, bun, și care era specificul? Nu, la început nu a fost hotel, să știți. Da. Așa am înțeles. A fost un fel de, n-a fost ca destinație hotel, a fost în formă de o clădire, un sediu. Da. Și cu niște camere de cazare. M-a povestit domnul Angiulescu chiar de povestea lui Lido și ulterior a devenit hotel. Adică, nu știu dacă a fost până în 44 hotel vreodată. Construit în 1927. Și dumneavoastră ce ați găsit, ce ați reluat vechi? N-am fost la Lido. Am pasat multe, să știți. Dacă vedeți liftul de la Lido și eu... Sunt vechi? Liftul ăla vechi. Totul vechi. Am pasat totul, tavanele care erau, fasada toate, n-am atins-o. Da, am schimbat instalație. Chiar arată foarte bine și vă invit să vedeți așa și eu cred în cultura. Adică toate elementele lui de bază care așa, chiar dacă unele am avut probleme cu ei din cauza lui ce de la ISU. Dar am insistat să rămână. Au rămas acționarii? Da, eu sunt un fel de concesiune pe un termen mai lung. Și sunt reacționar. Nu ne vedem deloc aproape. Îi dau o sumă care n-am înțeles-o și... Spuneți-mi, bulevardul acesta, Magheru, pe care e și Lido, e un dezastru. Ce se întâmplă cu clădirile de pe partea aialaltă? Cum am găsit, cum ați rezolvat dumneavoastră ca să fii primar cu clădirile acestea care sunt în ruină, dar nu se ocupă nimeni de ele? Aici e o problemă, să zic, pentru că vedeți că nici o persoană... E foarte important să ai viziune în viață. Da. Primarul, actualul primar, care îl cunosc, dar n-am nicio... Așa, este o persoană care nu are viziune amplă. M-aș bucura să aibă, pentru că normal, avem nevoie de în fiecare leu de investiții. Acolo sunt niște clădiri veche, în care unele care au buline și alte care n-au buline. Cei care au buline, oameni de acolo, nu au această posibilitate. Dar, în schimb, poate oferi ceva în plus. Adică, aici e problema, exemplu. Dacă o clădire, exemplu, se poate pune în meșpe sau o firmă luminoasă în care se încaseze 5.000 de euro pe lună în Magheru, bani în care pot să fie ateca, să se achite lunar către aceste investiții care face primărie. Da. Adică se poate găsi. Probleme de parcări.
Eu sunt, de exemplu, dacă eu ajung, dacă într-o zi ajung primar la București, eu aș spune așa un lucru simplu. Cei care au mașină în București și vor să renunțe la ea, primesc pe lună suma de 150 de euro... Ca să meargă cu taxiul sau ce? Să meargă cu altceva. Da. Dar pun la punct și transportul în comun. Da. Dar pensionare care au mașini și sunt parcați în București, poate îi convine mult să iau 150 de euro. Și cei șmecheri care vor să plimbe în centrul Bucureștiului cu mașini de lux, păi să poftească să plătească 150 de euro pe lună ca să dea permis de intrare în centrul Bucureștiului. Adică nu se poate altă variante. Bun. Revenind să nu încheiem cu Doftana. A cui a fost scos la licitație? Vă rog să-mi povestiți toată istoria. Nu, deci Doftana mă duceam la Sinaia, unde am făcut investiții acolo, în restaurant. Da. Și de sus m-a surprins aceste clădiri așa de mare și împunătoare și poziția ei. Și am ajuns la Sinaia, m-am întors, a doua zi dimineața, m-am uitat ce comună e acolo, scrie Telega. Am sunat la primărie și am cerut cu domnul primar. M-am prezentat cine sunt și a zis domnul primar, uitați așa, așa, așa. Deci da, sunt interesat de investiție. Era a primăriei. A primăriei este, da. Păi și când am moștenit o primărie? Că parcă era statului. Nu, se închisoare. Deci, s-a închis la 1 mai 45. Nu, da, e aparține primărie și este mormânt istoric în care nu poți face nimic fără Ministerul Culturii. E monument istoric, ca monument istoric comunist, așa că a fost și înainte. Da, bine, le convina lor să dea primărie pentru că nu au fonduri, adică niciun minister nu are fonduri pentru așa ceva. Oricum, și în asta, cum veți reuși să păstrați și postura de monument istoric și să vă amintesc că vreți pentru să că investezi? Tot proiectul se face cu acordul la Ministerul Culturii. Da. Pentru pe mine mă interesează să creez ceva în jurul ei. În ce sens? Adică vreau să fac un centru mare de conferințe. Pentru, până la urmă, istoria așa cum este pro sau împotriva noastră, trebuie să fie văzută de oameni, știută de oameni, verificată de oameni. Eu sunt o persoană care, deci dacă mă arătați mie, chiar caut tot timpul să cumpăr un conac veche. Asta înseamnă, acolo erau, așa cum vorbim foarte mult despre comunism, de exemplu, că a fost foarte rău. Probabil așa și a fost. A fost și latura cealaltă, adică când spui că aici, în celula asta, a stat Ceaușescu cu Dej. E interesant pentru unii dintre noi. De ce să consider pe aia sunt... nu e ok. Da, corect. Eu am încercat să intru, dar n-am reușit. Au s-au păstrat celulele? A fost un muzeu la un moment dat. Acolo s-a păstrat totul, să știți. E totul păstrat. Și mai să vreți să le păstrați? Da. A, interesant. Pentru că uitați un lucru, chiar dacă și pe latura financiară, adică dacă faci, întorci înapoi un muzeu. Astăzi, România nu are un muzeu comunist. Așa cum e. Dar nu anticomunist. Comunist? Da. Așa, anticomunist. Nu e, da, anticomunist e foarte simplu. Adică, exemplu, în Miami, dacă mergeți, veți vedea cea mai mare statuie care a fost în Moscova, lui Lenin, da. În fața unui bar, night club din Miami. Și când coborâți să nu știu Siberia, coborâți jos, este minus 20 de grade, oamenii stau în figura ala și bea vodka. Da, nu știam asta. Adică, domnule, acest lucru se poate vinde, până la urmă. Deci sunt oameni interesați de ele. Făcând un muzeu, uitați cum e Palatul Dracula, din Bran. Da. Păi ea zilnic, încasează pe an zeci de milioane de euro. Da? Da, deci și dintr-un muzeu al comunismului, nu anticomunist, se poate... Domnule, orice. E la statuia lui Marx și Engels, mai țineți minte, de la Berlin, unde toată lumea se fotografiază cu ei și nu e nicio problemă. Adică eu aveam un proiect care am fost foarte comentat, în caz să fac un restaurant comunist, cum era pe vremuri. Adică... Da, ideea nu era. Vede, și eu să vezi ziarul Scânteia, la televizor să vezi mai Ceaușescu cum vorba. Domnule, cum am trăit noi? Aici, pe perete, asta era bacanie, care avea numai pasta de roșie și pungile alea de fidea, dacă țineți minte, că nu găsam nimic și în piețele ce e așa. Încât să, domnule, așa am trăit. De rău, de bine, nu vreau să comentez, dar așa a fost viața. Da, deci e foarte clar.
Și, dar avea și alte lucruri mai bune. Adică eu mă duceam ca student la mare și la masa care stăteam eu cu un prieten, mi-a stăteau doi oameni, care unul era la Catuș mecanic și doamna era șofer de tramvai. Dar ajungea la mare. Adică... Corect, e avut... Nu putem spune că capitalismul este 100% cea mai bună soluție pentru... Ați început investiția? Am început hârtiile. Cu hârtiile cum adică? E greu? Hârtiile, în România, să știți că vreau să spun așa, 70% hârtie și 30% muncă, fapte, construcții. Dar de ce trebuie așa de multe hârtii? De exemplu aici, ce? Pentru că... Pompier, ce? Pentru că nimeni nu obligă pe niciun funcționar public să-ți dea un răspuns mai repede. Și de ce îți da? Și de ce nu-ți da răspuns negativ? Cât timp nu există o lege, că am făcut 1000 de lege care să ne taxeze, care să ne omoare, care să ne bagă în pușcărie, 1000 de lege și 1000 de decizie. Dar unul să fac încât acea persoană să fie responsabil la locul lui de muncă, de un, așa, pentru că trebuia votul lor, că bugetarea sunt 1.300.000 și ce fac eu ca partid? Deci ei nu dau răspuns de teamă sau pentru că se nu interesează. Ai pe dreptate, da. De ce să dau? Și să mă grăbesc? Să vină, să mă roage, să stă la ușa mea, să-l umăresc un pic. Ce? Apropo, a fost, la un moment dat, Virgil Măgureanu spunea pe anii 90 că va veni o vreme când, zicea el, noi politicienii o să depindem de oameni de afaceri. S-a ajuns în România ca politicienii să asculte de oameni de afaceri. În Occident așa este, că ei... Da. Ca putere, zic. Politicienii ascultă oameni de afaceri când sunt politicieni în opoziție. Nu sunt la putere. Da. Când ajung la putere, nu mai răspund la telefon politicienii. De ce? Deci așa e. Oameni de afaceri, pentru că răspund de ce. Am făcut o analiză și de ce. Pentru că, în general, românii, în general, n-au fost bogătași. N-au fost oameni cu bani. Da. Acum, dacă au un pic de bani, prima lor grijă să nu pierdă bani. Să nu vorbească mult, să nu facă scandaluri, să tacă, să arageze lucruri sub masa. N-avem... Că noi n-am fost învățați cu milioane. Adică eu mă simt mult mai confortabil când am mai puțin bani decât când am bani. Că să ai bani și e o sumare foarte mare. Dormi mai liniștit. Ți-i frică de oricine să-ți facă vreo problemă ca să-ți ia bani. Te gândești că să nu facă vreo cineva greșeală sau asumi tu. Dacă nu ai, ești liniștit. Ați avut, când am avut noi un interviu în pandemie, nu știu cine era premier, Ludovic Orban, da? Da. Tot voia să stai de vorbă cu premier, cu domnul Ciuca a stat de vorbă? Nu. De ce? Vreau de regulă stați de vorbă. Nu m-a invitat. Nici eu nu sunt o persoană care, să zic, să-mi creez subiecte. Din păcate, noi, România, avem două România. Una care o vedem la televizor și una trăită de noi restul toți. Să știi că zona politică nu are legătură cu noi. Zona putere nu are legătură cu noi. Nu ascultă, nu experiența care avem noi o folosim afară. Să știți că am fost invitat... În sensul de oameni de afaceri. Oameni de afaceri și oameni care au experiență, nu neapărat de afaceri. Dumneavoastră, că experiența care avem cu oameni, oricare dintre noi, experiența care avem, e foarte important să o predăm, să încercăm să folosească alții de ea. Din păcate, nu te bagă nimeni în seama. Și când te bagă, te bagă formal. Și nu aș vrea să mă duc să fac discuții formale. Dacă mă invită domnul Ciuca, eu mâine dimineața, asum ca să-i dau 3-4 soluții pe care vrea dânsul pe partea economică. Din experiența care am. Pentru că eu fac bani. Eu nu spun că o să fac bani. Eu fac bani. Aici și în afară, și în afară țării. Și mulți alți ca mine fac bani. Deci, politicienii, vedeți că asta e mare diferența. Eu, după ce am făcut bani, mă duc în politică ca să pierd bani. Nu ca alți care n-au bani să duc în politică ca să facă bani. Și așa avem nevoie de așa oameni. În care prestanța să fie mai importantă decât orice în viață. Am văzut un memoriu rămas în legătură cu nevoia de a aduce oameni din afară pentru Horeca și, în general, iar e o problemă? Deci, uitați, vă spun o chestie foarte simplă. Deci eu, dacă acum
România astăzi are nevoie de peste 100, aproape 200 de mii de persoane noi angajați. În toate domeniile? În toate domeniile. 300 de mii cam în toate domeniile. Nu găsești oameni. De ce? A plecat. Pentru că este acest migrare. E foarte ușor de înțeles. Pleacă românii de aici, în Italia. Din Italia pleacă italienii în Germania. Da. Din Germania pleacă nemți în Anglia. E foarte simplu. Imigrarea asta care cu tot, na, care se plimbă omul unde e mai bine lui. E naturală treaba, da? Și atunci la noi, dacă pleacă e nu și în Italia sau în Spania și de acolo pleacă mai departe, de ce nu aducem noi pe alți? Acum când suntem în Schengen, să profităm, că dacă eram în Schengen era mult mai complicat. Zău, iar. Deci nu să spune că în Schengen ar fi mai complicat să ducem oameni? E foarte complicat. Pentru că nu mai depinde de noi. A, că poate ăla să intre în Schengen, am înțeles. Nu adică cine vine... Acum este cazul. Pentru că vă spun o chestie. Cu fiecare străin care vine în România și muncește, noi putem 300 să dăm în plus la fiecare pensionar sume între 200, 2 milioane și 4 milioane de lei. În plus. Pentru că ei plătesc impozitul. Ei plătesc impozitul. Ei fac producții și aia este taxată, taxabilă. Ei nu au pensie. Așa e. Da. Ei nu au învățământ. Ei sunt tineri și au nevoie de opțiuni de sănătate. Deci sunt perfect. Din ce zone sunt cei mai buni? Chiar acolo e problema, deci trebuie să faci un, să ai experiență cu mai multe țări, să dai seama. Mi se pare, numărul 1, opinia personală este Indonezia. Da? Sunt cel mai educați. Simt nevoia să vină? Nu, sunt educați. A, sunt educați. Un pic mai încet. Da. Da, exemplu, am adus din Etiopia, exemplu, din 100, peste 3 luni am rămas cu 7. De ce? Au fugit. Există și aici e problema. Ei nu vor să vină să câștige? Nu, că ei câștigă în România 500 de euro sau dolar. Și ei s-a creat în România niște filiale de oameni care îi contactează și îi bagă în fel de transportul, că e ușor să ajungi în Germania, și îi duc în Germania. Atunci vin ca o fel de stație în Germania, în România, am înțeles. Noi facem toate actele pentru ei, cheltuim bani, și îi pleacă mai departe în Germania. În domeniul hotelier, el e străin, trebuie să știe limba română, cum? Nu mai contează. Chiar ieri am văzut un material în Germania, spune că nu mai contează. Nu... În Horeca la ei au oameni care n-au treabă cu Horeca. Da. A zis că lucram cu 12% oameni necalificați în Horeca. Spuneți-mi, la un moment dat ați povestit că erați client și la un moment dat ați devenit patron pentru că ce recepționera, mă rog, nu se purtea bine cu... Cât de mult contează în Horeca interfața asta, adică cei care lucrează direct cu clientul? Nu știu, există, în Horeca există un lucru, ca și în presă, important este care mesaj dă vârful, ce fel de om e. Dacă el are niște valori și care știe ce înseamnă acest lucru. Exemplu, la noi nu există o mâncare care nu știu să fac eu. Vă spun, vă garantez. Da. Nu există o meserie, că bucătar, că pizzar, că bruta. Nu există un lucru care nu știu să fac eu. Domnule, vă ați personal sau... Personal. Cum? Personal ca om? Orice mâncare care doriți. Și aia românească, și libaneză, și brătărie, și... N-am încercat foarte mult patiserie, dar știu să fac placinta sau... Ca să ești ca om. Ca om? Păi cum? Nu ai voie să nu știi. Și cât de greu este să învăț, dacă vrei, dorești. Am înțeles. Spuneți, de punctul ăsta de vedere, aveți două restaurante libaneze. De ce libaneze și nu arăbești? Păi să știi că nu există restaurante arabești. Cum? Nu există în cultura restaurante arabesc. Noi, Libanul, faptul că am trăit cu așa idee că nu avem petrol,
da, față de alte țări arabe, am hotărât cu toți tacit ca să fie Liman un fel de o stațiune turistică în care să vină toți arabii. Da. Și mâncarea libaneză mai refinată, mai așa. Deci, cred că Liman e un pic diferit de alte țări arabe. De-aia există mâncare libaneză și nu mâncare siriană. Există mâncare siriană, nu? Mâncare siriană, vă spun, este mai bună decât aia libaneză. Da? Pe anumite zone. Mâncarea libaneză e grea, e ușoară, cum e? Sirienii sunt... Eu opinia mea, bine, și Maroc are tajinul și altele. Fiecare seară are ceva. Sirienii au mâncare specifică? Da. Dar noi suntem mult mai buni pe marketing. Am înțeles. Da. Spuneți-mi, spre final, de ce nu ați investit în presă? Pe cinstit, așa. Da, mi se pare... În primul rând, cunoașteți ce părere aveți pe presa română? Așa ca om de afaceri, ca om politic? Nu am o părere foarte bună despre presa. De ce? Pentru că v-ați permis că să intre în presă niște persoane nepregătite și care au creat imagini negative care s-au împărțit la toți. Nu se poate vorbi de domnul Crustoiu, care este un om de presă. Deci, vorbim de lucruri profunde, gândire profundă, abordare corectă. Eu am ce învățat, am ce citit de, de acolo. Față de o persoană care a terminat facultate și are o lună și scrie la fel la alt articol. Aici e o problemă care s-a avut și n-a s-a asumat-o. Nu e normal, eu ca medic în medicină există niște etape. Eu sunt medic specialist sau chirurg sau conferențial sau ce sunt eu. Nu e normal să am aceeași putere ca un medic care acum a terminat medicina. Păi există etape. Impresia nu a fost etape. S-a permis orice persoană să scrie de orice om, pe orice abordare care vrea, să spună orice de orice om și lumea zice presă. Dar stai un pic. Asta nu e presa lui Hristoiu, nu e presa lui Horia Alexandru Andrescu, să iete Dumnezeu. Nu e presa lui mulți alți care, domnule, au. Și de ce i-ați permis? Asta l-am înțeles. Că au distrus presa într-un fel sau altul. Dar destul să spuneți că noi am permis ca așa un fel de nivelare. De fapt așa este. Editoriale scriutoți, comentarii scriutoți, pe orice. Nu e normal. Există, exemplu, în România chiar avocați. Nu? Da. Păi nu poți să faci avocat dacă nu ești în barou. Barou, așa e, da, da. Deci ce să fii... Da, trebuie să fost o organizație din aceasta care... Nu ai voie să te exprimi tu scris despre o altă persoană dacă nu ești în barou de presă. Pentru că, pe la urmă, imaginea care creează va aparține pe dumneavoastră, că lumea zice presă, nu spune că persoane, că eu da, nu stau să analizez. Da. Și aici a fost o greșeală, vă spun, din păcate, tocmai ca să nu revendicați ideea că sunteți cei generație veche, a fost de, așa, sunt învechiți, sunt nu știu ce. Dar e o realitate. De ce la avocat, de ce la inginer, la arhitect, de ce la inginer constructor? Da, acolo sunt organizații profesionale, aveți dreptate, da. Păi și de ce în presă? Și chiar și ierarhii. Adică normal, păi nu există. Nu oricine face puz. Și de ce n-ar fi... Chiar și contabile, adică există expert contabil care semnează balanțul. Da, spuneați, de ce nu ar fi interesantă presa la ora actuală pentru investitori? Pentru tocmai de asta am fost și am avut o încercare în care trebuie să faci un lucru, să joci într-un fel sau altul. Cum adică? Acum nu faci să... Nu credeți că presa românească e ca dumneavoastră, să știți. Sunteți... din puțin persoane, dacă nu și unic, persoane care aveți altă abordare, să știți. Pentru că dacă ai o presă și scrii de cineva și intervine altcineva pentru așa cineva, eu personal n-am decât să spun, dom'le, nu mai scrii. Da. N-am, am alte multe, adică nu pot să asum o chestie din asta. E complicat. Ca dacă investiți, ar fi presiuni... Ar spune că nu Cristoiu scrie, ci dumneavoastră. Așa nu, e. Patronul, te ia cu patronul. Adică, câți oameni sunt ca eu în Cristoiu în România? Acum, da, am înțeles. Și atunci și n-ar fi rentabil din punctul ăsta de vedere. Nu că n-ar fi, nu vorbim de aici bani.
Când am înțeles de frumoasă. Primești jos, cum spun noastră, că dacă ai bani, doar neliniștit când nu ai probleme, nu-i așa? Nu vreau de bani aici, vreau de cum să abordezi. Dacă spui adevărul, ai poți să deranjezi. Da. Păi acum în politică, sigur vă deranja într-un sau altul, dar vreau să o asum. Vreau să predau copiilor toate afacerile, așa, și să mă întorc înapoi să recuperez libertate care n-am avut-o până acum, ca om de afaceri. Dar ați avea cui să copiii noastre să preați, vă gândiți să faceți așa o familie? Relativ, familia așa. Familia Murad. Ei, avem noi chiar să... Părinții ce au fost? Oameni bogați? Tata ambițios, sub mediu un pic, dar n-am stat niciodată în chirie, ca ideea. Am avut casa noastră și fabricusa noastră. N-a fost așa ca la Berlusconi cu fiusul? Nu, nu, n-a fost. Nu, nu. Am fost, chiar am trăit o perioadă când era război, în două camere, nouă copii. Bun, spuneți-mi, apropo, discutam noi de emisiune, de ce în Occident există această tradiție? Berlusconi i-a transmis o moștenire, dar și de manageriat fiului. Și sunt familii din acestea, se transmit din tată în fiu. La noi de ce nu se transmit? Da, pe mine aici nu am înțeles. Adică în România am văzut o chestie care pe mine mi-a șocat, în care oameni de afaceri, importanți în România, care aranjau lucrurile ca să ducă pe copiii lor să fie angajați la stat, că e mai sigur. Da? Paule, deci zic un moment să cred, îmi dă capul. Cum să... Bă, și cu îi lași? Nu vreau să chinui. Nu vreau să chinui. Noi trebuie să ne schimbăm acest lucru. Deci avem nevoie ca niciodată de o clasă politică care să fie conectată la realitate. E nevoie de altceva. Opinia mea personală, e nevoie exact să închidem telefonul că ceva nu se întâmplă cu el și facem un restart. E nevoie noi și presa și toți suntem obligați. Sigur că lumea crede că facem multe filozofii, că după o vârstă încep, orice vorbești, să crede lumea că ești filozof. Dar realitatea este că avem nevoie de un restart, avem nevoie de un nou început. Și să dăm la o parte toate greșelile care am făcut, să recunoaștem așa greșelile care au fost până acum. Pentru că odată la 4 ani apar o echipă care minte mai frumos, nu care nu minte. Care minte mai frumos, pe ala credem că se va schimba lucrurile. E nevoie de România proiectelor, România speranțelor, România oamenilor care se stau liniștit acasă, România fără abuzuri, România fără umilință în instituții statului. Suntem sau nu în stare să facem acest lucru. Și aici e foarte important pentru oricare dintre noi, că dacă nu onorăm toate obligații care avem noi, până plecăm, înseamnă că am fost corect. Spuneți, există o deosebire între unitatea din București și cea de la mare din punct de vedere al nevoilor oamenilor? Adică când investiți, care e deosebirea dintre investiția pe litoral și investiția dintr-un oraș? Ca să-mi văd și eu, poate... Nu, e o chestie foarte simplă, să știți, domnul profesor. E foarte simplă. Întotdeauna când vreți să faci un lucru, te duci pe partea cealaltă. Și spui că eu sunt consumatorul, cum îmi place mie să fie. Așa cum îți place ție să ofer, să primești, asta trebuie să ofer. Nu e mare filozofie. Dacă ne place nouă să fim răsfăsați, să avem produse de calitate, să avem confort, să fie fata aia de la recepție frumoasă și zâmbătoare. Așa ne place nouă? Pe eu ofer eu. Nu e așa filozofie. A, deci să te pui în situația clientului. Să ofer lui așa, mici surprize, modestie în special. Eu sunt foarte atent la chestia asta, la capitolul ăsta, sunt foarte modest între oameni. Adică eu gătesc, eu stau între ei, și îți faci un pahar pe restaurant, șterg eu cu matura, deci nu trebuie să spui la nimeni că banii tăi sunt ai tăi. Unde sunt? În bănci, acasă, în mașină? A, să nu spui că eu sunt cu banii. Trebuie să fie un om la fel. Ești la datorii. Adică nu cred că există într-o armată pe front să spună, stai că eu nu trag, soldatul trage, eu doar mă uit, coordonez. Da, corect. Nu, tragi, cu toți suntem. Spuneți-mi, am citit undeva că ați adus conceptul de shawarma. Spuneți-mi mie ce e shawarma. Acum, când până să vin aici, dumneavoastră. Cum? Până vin aici, am invitat toți prietenii mei la o shawarma. Ce e? Mama, și chiar mi-a zis cineva să vă duc shawarma. Prin ce e ea specifică? Nu, n-are și o legătură cu ce știți.
Ce urmă, aia e și o oră de carne. Chiar înainte de aia avea, eu n-am mâncat, zic, băi, mă duc la emisiune și nu vreau să fiu cu burta plină. Păi cum, dar nu avem șaormerii? Spuneți-mi ceva de... Nu, n-am legătură, să știți. Dar ce e aia șaorma? Șaorma de carne, de fapt. Ce are România acum este șaorma de toate. Adică pui și salata, și varză, și roșii, și castraveți, de toate. Aia nu șaorma. Un fel de sandwich, că nu consumi. Asta e o șaorma. Ce se servește acum, e sandwich? Ce se servește acum e o chestie, o invenție românească, care... aici vorba de când ții foame, vrei să umbli stomacul. Ca la covrigi. De ce nu v-ați lansat în covrigării? Că nu e, n-am cultura ei. De ce au succes covrigăriile? V-ați întrebat? Pentru că sunt foarte bune. Eu mănânc o zi la covrig. De ce? Le mănânci repede sau cum? Sunt foarte gustoase. În România și eu sunt mâncător de pâine, de exemplu. Și sarea, așa, un pic sarată, e foarte bună. Covrigul e foarte bun. Chiar toți colegii mei de la birou, de câte ori au ocazie, mă aduc câte un covrig și ce culesc. Îmi place mie, așa, chiar dacă nu e indicat. Spuneți-mi, există o tendință, cum de n-ați simțit-o noastră ca investitor, a mâncării pe care o iei acasă? A fost, până în pandemie a fost, da. A fost o mare umplare cu ea, dar există acum o tendință în care să se schimbă lucrurile, să știți un de pic. Cum? Ia spuneți. Pe cultura de Horeca, o să vedeți, apare o chestie foarte interesantă și chiar lucrez la chestia asta, să încerc să văd dacă se poate așeza pe piață. În primul rând, se cere cantități mai mici. Adică oamenii nu mai vor să mănânci mult, da. Dar mănâncă diversificat. Da. Asta este una. Doi, oamenii încep să gândească un pic ca nemți. Mănânci, dar dacă rămâne de ce mănânci la prânz, cum după o comanda, ambalajul se permite să o iei acasă. Nu, eu vorbesc de mâncarea aceasta adusă acasă. Da, pe delivery. Da. Deci există aceste... De ce a crescut în ultimul? Pentru că era pandemie. Și e foarte, da, era pandemie și era foarte confortabilă. Acum, odată cu vreme frumoasă, scade, da. Când vine înapoi vreme mai așa, oamenii comandă de acasă. Da. Dar, din păcate, timpul de delivery, o oră, e obligat să pierde din calitatea ei. Încă nu e soluție. Trebuie că există altă soluție. Da, așa noastră mi-a spus și data trecută. Ce simțiți dacă eu aș vrea să investesc? Care ar fi tendințele în domeniul acesta al consumului, al Horeca? Ce vor oamenii? Oamenii vor acum nouă chestii nou? Care așa... Nu putem face nicio afacere fără un show. Oamenii vor orice, chiar dacă alea care facem delivery, ducem mâncare acasă la unul, alea care ajunge acolo trebuie să fie îmbrăcat într-un fel haios. Cum nu cred? Cum adică? Nu mai merge nimic clasic. E nevoie de o altă abordare. Noi suntem într-o piață dinamică și care este schimbătoare. Oamenii au nevoie tot timpul să vină cu niște idei noi. Altfel, lucrurile respective se îmbătrânesc și apare altul mai bun și uite așa. E nevoie de un show. Chiar restaurantul din București, Mandalun, care consideră la ora asta este numărul 1 în București ca libanez. Trafic. Da. Păi e nu ca libanez. Chiar de, nu cred că sunt ca încăsări. Și de ce vin? Deci libanezi vor să mănânce? Nu, e atmosferă. Adică ce? Cântă? Acolo lângă tine găsești un platou mare de legume, altul de fructe, pâine nu plătești, desertul nu plătește, multe chestii, un show, muzica live. Oamenii vor să fie lejeri. Nu se duc în restaurant ca să stau așa. Să mă uit așa unul la altul doar. E lejer. Deci credeți că oamenii nu vin la restaurant ca să mănânce, ci ca să ce? Să se atmosferă. Distreze. Se vinde atmosfera mai mult decât mâncare. Da, interesant. Așa mi-a spus și eu de ce unii spun merg în străinătate, că acolo nu știu ce restaurant e. Atmosfera. Foarte important atmosfera și acolo e sunt secretele ei. Da, știți, iertați-mă, acum mi-am dat seama că o să vă dau o carte. Pe mine m-a preocupat foarte mult această exploatare turistică a restaurantelor. Noi de ce, spuneați ala de Siberia, noi de ce nu avem restaurante din ăsta? Restaurant unde, nu știu, Siberia, un restaurant unde, nu știu, se mănâncă, adică, de atmosferă. Avem? Nu, aici noi avem o altă problemă majoră. Și aici iarăși ne întoarcem la clasa politică. Noi avem problema că, într-un fel sau altul, i-am gonit pe cei care cheltuie banii în România,
chiar pe ai noștri, se cultivează în România. I-a spus, domnule, plecați, că duci în altă parte. Și pleacă România, din păcate, în Dubai, pleacă România în Miami, în Monte Carlo, în Cannes, și acolo se rămân cu bani. Că sunt oameni care au bani. De ce pleacă? Pentru că România nu este o țară în care să poți să te faci, să arunci cu bani. Și ca să aveți așa, poate informații, nu știu dacă o știți sau nu, când era Jelu Deaconu la ANAF, el s-a dus în control la Marriott și a luat toate vânzările făcute de Rolex și de Louis Vuitton și de cei de acolo, să vadă ce românii au cumpărat de acolo și i-a dus la ei în control. Și atunci românii de acum nu au cumpărat de aici, au cumpărat în Viena, că nu vine nimeni în control la ei. Da, pentru că n-am stimulat consumul. Da, interesant. Adică, pe la urmă, shopping-ul noi nu-l avem. Trebuie să asumăm noi, oameni care au bani. Asta e. Ori îi bagam pe toți în pușcării și plecăm de la zero. Și asta e o variantă. Da. Sau asumăm încât să facem o strategie ca să îi luăm bani. Adică, credeți că, exemplu, când Erdogan a avut nevoie de bani în anii 2008, în criza economică 2009, a sunat el personal la în jur de 1000 de turci de afară și a spus, turcii are nevoie de voi. Și în 3 luni de zile a băgat 600 de miliarde de dolari în Turcia, de la ei. Pentru că au zis că Erdogan la telefon, turcii are nevoie de voi, veniți cu bani, vă taxez doar 3%, restul mă interesează unde aveți bani. Și au băgat bani. Păi spuneți mie, aici am pregătit pe mediul de afacere și întrebări interesante, ca să știți unde ne aflăm noi ca mediul de afacere. Nu știu dacă mai avem timp așa, dar pe scurt vă spun. Exemplu, chiar am întrebat, când și în ce an a fost ultima delegație condusă de un demnitar român cu oameni de afacere român? Nici eu nu țin. Ok. Ia, spuneți repede. Mai departe. Când și în ce an au fost vizitate investiții românești de către demnitarii români? Alta. Ați văzut. Când și în ce an a fost invitat de către președintele România la Ziua Națională România oameni de afacere din mediul privat? Citiți că se... Când și în ce an a intervenit ministrul de externă sau ambasadele noastre din străinătate în sprijinul unei companii românească în străinătate? Alta. Trafic de influență, da? Când, câte companii românești au primit ajutor de stat ultimii 30 de ani? Da. Și câte străine? Toate sunt străine. Când și în ce an au fost premiați inițiative românești care au dat dovadă de performanță și asumare răspundere? Da. Când și în ce an, câte companii românești au fost înființate în Ungaria, exemplu am dat, sub 200, iar cele ungărești în România peste 10.000. Deci avem da. Așa. Câte agenții poate bloca și chiar falimenta orice companie în România? Agenții care falimentează. 65. Da, mai aveți una? Da, și gata. Mai am, dar nu mai răspund. Hai că a fost foarte interesant așa da. Ca știre. Sunt bune întrebările astea, o să da. Le redau și să le comentez. Asta e foarte interesant cu... foarte interesant. Vreau să trebui să deveniți prim-ministru. Avem prim-ministru. Eu vreau să fiu un tip care naște vrea să rămân cu datorii. La în viață. În viață. Datorie. Vreau și acasă să fac tot. Da, trebuie să vă dau... E o tradiție, că aici, din cărțile mele, dau invitatului o carte cu dedicație, pe domnului doctor. Să nu cumva să greșesc cu Muhammad ăsta. No, M-O... Stați așa. No, no, M-O-H-A... Așa, că nu, dar pe asta greșim. Muhammad. Pe asta rămâne în posteritate, că vom greși numele. Pentru noastră, nu la mine. Nu știu o problemă, să știu că avem. Greșelile astea sunt... Am zis, v-am făcut analiz. Să știți, sunteți bun analiz politic. Dacă aș avea o revistă, v-aș da rubrică de... Da? De ce nu colaborați? Mulțumesc. Cu părerile, că chiar sunt chiar și îmi place, să știți. Nu, că sunt foarte bune observațiile de... Este mai bun decât mulți ziariști. Bine, mulțumesc foarte mult, adică oricum sunt onorat, domnul profesor, că eu, dacă m-a întrebat cineva acum 20 de ani că să fac un interviu cu domnul Cristo, eu nu cred, că
cred că mă minte și sunt un oraș și atunci munca mea a meritat în viața asta încât să ajung să fac aceste plăcere cu dumneavoastră și cu alți oameni importanți. Bine ar fi să-l ajungeți prim-ministru, că după aceea vă critic. Mai bine așa. Nu, chiar mi se poate, mi simt mult mai confortabil când sunt critice decât laudele. Că critici sunt sigur că sunt corecți. Corecte, iar laudele pot să fie doar minciun. Da, mulțumesc că asta ar trebui să facem un motto pentru și pentru politicieni. Mulțumesc, stimați telespectatori. Sigur, ne revedem marțea viitoare la aceeași oră.